mâine un nou meci în campionat, de data aceasta Chindia în Târgoviște, cum vezi această partidă? Da, este o partidă grea așa cum a fost toate în play-out, cu o echipă bună, noi ne gândim doar la victorie și sperăm să câștigăm seara. Un meci de totul sau nimic pentru ei se poate spune, vin după o serie slabă și au nevoie, o mare nevoie de puncte. Da, duc o perioadă mai grea acum, ei vin aici la victorie și vom vedea ce va fi, noi sperăm acum să câștigăm. Tu ai înscris primul tău gol în Liga 1 chiar împotriva lor, sezonul regulat, o execuție, un șut de la 16 metri, a venit tu. Da, am marcat împotriva lor, sper să marchez din nou și cel mai important este să câștige echipa. Au mai rămas 4 jocuri până la finalul acestui sezon, ce v-ați propus? Păi obiectivul nostru este victoria de la meci la meci, vă dați seama, sperăm să câștigăm acum și să facem meciuri cât mai bune. Virgil, cum vezi meciul de mâine cu Chindia Târgoviște? Da, o echipă bună, din punctul meu de vedere. Cred că vin motivați să facă un rezultat pozitiv și ei. Cred că va fi un meci greu și dacă nu ne facem noi jocul, noi o să ne-l facem mult mai greu. Cred că va fi poate mai greu pentru că poate pentru ei va fi ultima șansă? Așa este, asta am și spus că cred că o să vină foarte motivați să câștige. E ultima lor șansă de a salva. Și cred că vor veni cu gânduri de la victorie. Singura voastră înfrângere din acest play-out a fost chiar împotriva lor. Așa este, singura noastră înfrângere a fost contra lor. Cred că din punctul ăsta de vedere suntem și noi motivați pentru a arăta că a fost o greșeală și pentru a câștiga meciul de mâine. Tu un nou sezon foarte bun pentru tine. 4 goluri, 3 chiar acum, chiar de la reluarea sezonului. Într-adevăr, a fost un sezon foarte bun pentru mine, mai ales după reluarea campionatului am avut niște meciuri foarte bune și cred că până la finalul sezonului voi mai face meciuri bune, începând cu cel de mâine. Ce v-ați propus acum pentru ultimele 4 etape? Cred că obiectivul este același, din totdeauna să câștigăm fiecare meci și să obținem cât mai multe puncte.